ziua, stimați telespectatori! Și Hristos a înviat! Suntem, iată, în săptămâna luminată, primul weekend după învierea Domnului și chiar dacă această emisiune va fi transmisă și retransmisă și în reluare și pusă pe YouTube și redistribuită așa cum v-am rugat de fiecare dată când vedeți aceste emisiuni, vă prezint din nou și spun bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit! Ai revenit la Piatra Neamț și îți mulțumim pentru efortul care îl faci de fiecare dată și nu este ușor, credeți-ne, să se deplaseze de la Iași în fiecare, pentru fiecare emisiune, dar pentru dumneavoastră nimic nu este prea mult. Așadar, vorbind în emisiunile trecute despre valorile familiei, Alex, vreau să ne spui astăzi cam care este subiectul pe care vrei să-l discutăm. Așa cum am discutat și ultimele două emisiuni, da? Ultimele două emisiuni am vorbit foarte mult despre valori de familie și despre înnoirea copilului din noi. În continuare o să mergem în a aborda părți de, adică o parte cu alte aspecte din partea cu valori de familie care sunt relevante și cred că următoarele două emisiuni o să fie despre astea. Adică și despre astea, dar o să discutăm și despre alte aspecte care o să fie relevante la din discuțiile noastre, când totdeauna începem cu ceva și ajungem de multe ori și abordăm și alte subiecte pe care nu ni le-am propus, dar cu siguranță sunt relevante în acel moment. Așa că ne întoarcem un pic la partea de valori de familie. Spuneam în emisiunile anterioare că fiecare familie are un sistem de valori, că suma sistemelor de valori la nivel de fiecare familie generează un sistem de valori la nivel național, da, și care se duce, putem să extindem la nivel internațional și putem să extindem partea aceasta până la nivel planetar. Și că făceam o analiză data trecută legat de faptul că ne dorim să schimbăm ce este sus și spuneam că toți ne dorim să schimbăm ce este sus, numai că sus în sensul de partea de conducere, da, că vorbeam de valorile care cumva creează un dezechilibru în rândul copiilor și nu numai al copiilor, al adolescenților, dar și al adulților care au rămas în stadiu de copilărie din punct de vedere al dezvoltării emoționale și spunea că nu putem să schimbăm ceea ce este sus pentru că ceea ce este sus este o rezultantă, un vector al ceea ce avem noi la bază. Și atunci, ce avem de făcut este să ne focalizăm pe a ne transforma noi la nivelul de bază, adică viața noastră de familie, tot ce avem noi ca și viziune despre viață și pe măsură ce ne transformăm, vectorul schimbării sau vectorul identității noastre naționale se schimbă și în momentul acela ceea ce o să fie sus la conducere o să fie ceea ce noi o să fim la pasul următor. Cu alte cuvinte, tot timpul, dacă ne uităm în viața de zi cu zi, avem o tendință să spunem că ceilalți nu sunt buni sau societatea nu este funcțională sau conducerea nu este bună sau ăia fură, ăia mintă, ăia suntem noi. Și atunci avem nevoie să ne întoarcem legat de valori de familie și să înțelegem faptul că copilul la nivel de familie este un copil social care în raport cu familia extinsă, are exact aceeași atitudine pe care o are și în familia de bază, la familia mama și tată. Uite, vreau să te întreb ceva, pentru că tu ai o coerență fantastică în ceea ce vorbești și este foarte normal să fie așa, dar aș vrea să-ți pun o întrebare. Suntem într-o perioadă de criză, că pot să-i spun așa, nu știu cum să o compar altfel și să-i pun o altă denumire, în care vedem cel puțin la televizor și nu numai, în fiecare zi se întâmplă nenorociri, ori crime, ori sinucideri, ori abateri de la conduita socială normală din cauza drogurilor. Și aș vrea să te întreb, pentru că cineva poate să spună cu ce sunt eu vinovat în societate că ăla și-a omorât nevasta. Că atâta timp cât n-am nicio treabă cu el, nu-l cunosc și la sute de kilometri. Aș vrea să ne spui care este, până la urmă, legătura dintre noi, fiecare în parte, și ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că există o legătură, totuși. Chiar dacă noi nu suntem lângă acea persoană care a făcut acest act dezagreabil. Această legătură din ce perspectivă? Din perspectiva energetică, la asta mă refer, pentru că omul nu înțelege, el întreabă, dar ce legătură am eu cu ăla care și-a omorât nevasta? Și care ar fi un răspuns, ca să știu pe ce zonă abordăm?
te întreb pe tine care este legătura între noi ca individ separat, fiecare în parte, cu ceea ce înseamnă societatea. Păi, dacă societatea este ceea ce este oglinda noastră, în momentul în care ceva se întâmplă la nivel social și noi, în interiorul nostru, avem o opoziție, da? Care poate să fie o poziție de acceptare sau de susținere a acelui comportament sau o poziție de respingere a acelui comportament, înseamnă că avem o dinamică emoțională. Cu alte cuvinte, stăm pe o poziție perceptuală prin care validăm sau nu validăm un anumit comportament. Dacă, de exemplu, la nivel social, cineva își omoară soția, da? Cum ziceai mai devreme, iar tu te uiți la televizor și înregistrezi această informație. Dacă tu nu ai la nivel de subconștient sau primele niveluri ale subconștientului niciun trigger emoțional, acea informație este o informație goală. E o informație care îți umple spațiul mental și care nu te ajută cu absolut nimic. Cu alte cuvinte, te încarcă cu o informație care nu e de niciun folos pentru tine. Tu te încarci cu o informație care nu ți-e de niciun folos. Este motivul pentru care, din perspectiva asta, tipurile astea de anunțuri sau de informații care se promovează la nivel național, sunt niște informații care cumva îți reduc cantitatea de energie. O să explic imediat ce înseamnă. În momentul în care, de astea se și folosesc, da? Sunt folosite cu scopul de a drena energia socială în anumite direcții care să valideze sau să formeze sau să formateze conștiința socială cu scopul de a-i duce într-o anumită direcție, să-i separe de valori, de conștiință, de conștiință, de tot ceea ce este relevant din punct de vedere social. Și vedem, scuză-mă, și filmele care sunt transmise la televizor sunt majoritatea care arată foarte multă violență, război, chestii care nu sunt pozitive, cel puțin din punctul meu de vedere așa le percep. Nici nu mă uit. Atenție, sunt două aspecte aici. Filmele care promovează partea de violență sau partea de agresivitate sau partea de anumite evenimente care se întâmplă la nivel social sunt extrem de relevante dacă sunt văzute din perspectivă istorică, da? Sub formă de documentar sau sub formă de a aduce la suprafață din subconștientul colectiv anumite evenimente traumatice care cumva sunt blocate acolo, în structurile noastre. Da? De ce? Pentru că toate traumele din spate, spuneam la emisiunea anterioare, la nivel transgenerațional, sunt blocate undeva la nivel structural și ce avem nevoie este de un trigger care să apese butonul, să scoată la suprafață informația, să scoatem la suprafață evenimentul din subconștient ca să-l procesăm, să eliberăm surplusul acela de energie care creează boală la nivel de corpul fizic sau din punct de vedere emoțional, dacă nu am somatizat în corpul fizic. Și atunci, din perspectiva asta, da, este de mare ajutor un film care să aducă la suprafață elemente traumatice care au fost relevante pentru subconștientul nostru. Dar în momentul în care faci o cultură din violență, tu în momentul acela nu mai este cu scop de a scoate la suprafață, ci este cu un scop de a educa. Cu alte cuvinte, formatezi mentalul și creezi un mic strat de suprafață sau mai gros, depinde cât de care este durata de expunere la partea de violență. Creezi un strat de informație cu care clientul, persoana care se uită la televizor, că clienții lor, da, vorbim de clienții, da. În momentul în care se conectează la propria persoană, primul strat pe care îl întâlnește este ultimul nivel de subconștient pe care l-a înregistrat. Și dacă este violență, va filtra toate comportamentele și atitudinile, viziunea despre lume prin violență. Și atunci, e normal să fie așa dacă vrei să formezi o clasă socială care să fie respondivă sau să fie ușor de controlat. De exemplu, copiii până la vârsta de 14-18 ani, unii chiar și mai târziu, sunt foarte ușor de duși într-o anumită direcție. De ce? Pentru că răspunsul lor este preponderent emoțional. Și în momentul în care este preponderent emoțional, dacă tu sădești emoție în interiorul lui, logica lui, care nu este una de bază, pentru că nu are experiență la care să se raporteze, va răspunde din perspectivă emoțională. Și atunci este foarte ușor să direcționezi un suflet către un anumit tip de comportament care să creeze un viitor om așa cum ți-l dorești. Întrebarea este care este dorința la nivel social a omului pe care îl aștepți. Dacă tu îl vrei un om care să asculte, care să fie obedient, care să nu fie respondiv, care să fie ușor de îndrumat către ceea ce îți dorești tu ca și conducere, obții prin distrugerea sistemelor de valori, reducerea potențialului de manifestare, lipsa voinței de a se implica, de a răspunde, de a raționa, lipsa voinței de a crea ceva real din planul fizic și asta o faci prin manipulare de tipul media. Și atunci, cu aceste tipuri de
emisiuni sau anunțuri care se practică la nivel, și asta am observat la nivelul multor televiziuni, asta e motivul pentru care eu nu mă mai uit la televizor deloc. De ce? Pentru că decât să îmi încarc sistemul cu tot felul de reclame sau tot felul de dinamici care, că și reclamele au început să fie de tipul violent sau se bazează pe anumite trigăre, sunt foarte puține reclame cele care cu adevărat se aduc substanță, da? Dar vorbim de emisiuni, vorbim de dinamici, emisiuni de tipul politic sau emisiuni de tipul cultural care în loc să mergem pe zona de cultură efectivă și să scoatem la suprafață valori și artă. Și artă și ceva care să-ți îmbunătățească tot ce înseamnă dezvoltarea sufletului tău, se scoală la suprafață tot felul de elemente negative. Da? În loc să promovezi valori, tu promovezi non-valoare. Și atunci tot sistemul ăsta de promovare non-valoare creează sentimentul că, de fapt, la nivel național se întâmplă asta, ceea ce nu este real. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor care lucrează pe partea de valoare n-au timpul să se uite la evenimente sau la emisiuni cu non-valoare. Sincer. Da, adică da. Toți oamenii care creează valoare preferă să se uite la câte un film pe care și-l selectează ei sau la câte o emisiune pe care și-o selectează, cum este emisiunea ta, care mă bucur că este foarte audiată, vizionată, da? Depinde cum fiecare cum o ascultă, că unii sunt cei care o ascultă, da? Nu pot să se uite, dar la locul de muncă ascultă și o pun pe repeat sau... Și ca exemplu, de exemplu, cum sunt emisiunile tale sau alte emisiuni de la alte televiziuni care aduc plus valoare. Dar atenție, astea sunt foarte puține comparativ cu grosul care este de umplutură și care cumva destabilizează valorile naționale. Inclusiv știrile care sunt de modul ăsta. Știrile. Din perspectiva mea, dacă ar fi eu să fac o recomandare, eu aș opri partea de televiziune. Pur și simplu aș opri eu și aș introduce doar partea de televiziune educațională. De ce? Pentru că asta este singura care cu adevărat aduce ceva educațional, atât la nivelul de... la nivel de copii, da? partea inițială de formare, cât și educațional la nivel de adolescenți, adulți și chiar educațional la nivel de oameni care deja au trecut dincolo de o anumită etapă a vieții și au nevoie de un spațiu de conlucrare sau un spațiu de întâlnire în care să ducă mai departe ceea ce ei sunt deja. Da? Vorbim de cei care depășesc vârsta de 60, 65, 70 de ani și care au o foarte mare conștiență de tot ceea ce experiențială câștigată de-a lungul vieții, pe care n-au unde să o mai ducă, să o fructifice. Nu se creează niciun spațiu de utilizare a ceea ce i-au devenit la nivelul vieții. Ei, dacă accentul s-ar duce mai mult pe zona asta, totul s-ar schimba la nivel național și mai mult, toate clasele sociale ar vedea că există posibilitate de manifestare multiplă și în loc să se uite la non-valoare, ar fi atenți la valoare, pentru că unde ți-e atenția, ți-e energia. Dacă atenția ta este non-stop pe non-valoare, hrănești acea non-valoare și astfel ajungi că oameni care promovează non-valoare și tot felul de VIP-uri care susțin non-valoare sunt poziționați pe niște piedestale, sunt copii, adolescenți care nu înțeleg de fapt această formă de manipulare, se ajung să se închină la acele și își doresc să devină ca ei. Exact. Și atunci renunță la devenirea de sine să ajungă ceva mai mult, pe o valoare autentică și se duc doar pe poze, mărci și tot felul de... Chiciuri, pur și simplu. Chiciuri în care, de fapt, ajungi să nu ai nimica, dar să-ți dorești să obții totul, să nu faci nimica, dar să deții totul și atunci încep să-și vândă propriile idealuri, ajung să-și vândă corpul, ajung să-și vândă mintea, spațiul emoțional, sufletul cu totul. Da? Și ajung să se vândă pe sine ca să obțină ce? O poză. Doar ca să devină ca... Dacă se vând poze, copiii își doresc poze. De ce? Copiii gândesc și... Procesează și imaginează, se joacă cu informația pe care o primesc. Dacă informația nu este de tipul 1, de tipul care să te facă să zbori, să te conectezi la tine, ci te face să nutrești către idealuri care n-au nicio legătură cu ceea ce tu îți dorești ca ființă umană, în momentul acela este foarte ușor să-l rupi de contextul de dezvoltare personală și să-l duci într-o devenire către o direcție care, din perspectivă morală, emoțională, n-are nicio valoare. Da? Și observăm pe piață o abundență de tot felul de prezențe care cumva dau sentimentul că aduc foarte multă plus valoare, dar de fapt nu se întâmplă nimic. Este ori un copy-paste, ori tot felul de programe și programele și tot felul de lucruri care... Egal cu zero. Care ei nu aduc nicio contribuție sau nu fac nimic. Ori copiază, ori fac tot felul de lucrușoare care nu creează niciun impact al dezvoltării sufletești, ci este pur și simplu
vânzare, intermediari sau alte comercial, totul comercial. Devine foarte mult comercial. Și atunci, din perspectiva mea, ca și părinte, eu aș opri partea de televiziune, partea asta care nu aduce plus valoare, aș păstra tot ce înseamnă zona de dezvoltare educațională, tot ce înseamnă zona de dezvoltare prin exemple pozitive și aș merge foarte mult în a susține valorile care sunt. Adică pune-l pe copil să se uite la ceea ce este, la valoare, la ce poate să facă, cum poate să facă, dă-i uneltele, dă-i instrumentele de lucru prin care poate să ajungă acolo și copilul care are un potențial foarte mare, care, atenție, este potențialul celor doi părinți la un loc plus componenta lui de prezență, poate să creeze din acea informație de bază pe care i-ai dat-o, doar câteva instrumente, câteva resurse, el le unește, le așează, le ambalează într-o nouă viziune și creează ceva, un produs care nu exista anterior și care ajută foarte mult atât dezvoltarea lui cât și dezvoltarea socială. Și din punctul ăsta de vedere, da, orice informație pe care o promovăm la televizor poate să ajute sau poate să îngroape. Dacă îl ajută ca să scoată din subconștient elemente de procesare, da, pe care să le proceseze, traume vechi pe care le procesează și devine un copil mai înalt din punct de vedere al dezvoltării spirituale sufletești, în acel moment, da, este o informație care l-a ajutat. De exemplu, o crimă într-un anumit loc poate să fie relevantă pentru el. De ce? Pentru că poate să fie un declanșator. Dar pentru cineva care, în momentul în care auzi în fiecare zi, deja nu mai este ceva un declanșator, ci este o stare de fapt. Și în momentul în care este o stare de fapt, tu zici, da, asta este în România, asta este România. Și nu e asta România. România nu este crimă, România nu este, sunt doar zone izolate. Atenție, sunt foarte mulți blamași cei care consumă droguri și tot. Dar cum ajung să consum droguri? Copiii, adulții, adolescenții, atenție, adulții, că cred că cei mai mulți consumatori de droguri sunt adulți în România. Chiar dacă copiii sunt puși la zici, copiii sunt împinși acolo, cei mai mari consumatori de droguri sunt adulții. De ce? Pentru că adulții nu mai suportă societatea în care trăiesc și au nevoie de un plan de fugă. Un alt plan în care să se, efectiv, să fugă din planul ăsta, să se ducă într-un alt plan, să trăiască ceea ce nu pot să trăiască aici. Adică, pentru că nu găsesc modalitățile și resursele, nu găsesc modalitățile prin care să-și ducă în expresie capacitățile și viziunile despre viață, creează un subrefugiu într-un alt plan și asta se întâmplă. Așa că noi am creat asta. Nu e ca și cum ei au greșit. Ei nu au greșit cu nimic. Ei caută o variantă în care să se echilibreze sufletește. Orice lucru, că se bea alcool, că se fumează, că se consumă tot felul de elemente stupefiante, sunt normale, din perspectiva mea. Ok, nu sunt normale într-o societate normală, dar sunt normale într-o societate deviantă cu în care trăim noi. De ce? Pentru că dacă tu îl blochezi pe copilul ăla și el nu poate să-și exprime potențialul de manifestare, va căuta într-un alt spațiu să-l facă. Fie că fuge în filme, fie că fuge în jocuri, fie că fuge în cărți, fie că fuge într-o tot felul de comportamente mai ciudate, e un plan de fugă. Da? Și câți oameni consumă alcool? Foarte mulți. Da? Și de aici plecăm. Ceea ce vreau să spun, să lucrăm acum în emisiunea aceasta sau să discutăm despre, plecând de la această întrebare, este legat de faptul că se spune că copilul tău și fiecare părinte, da, cei care au copii, se spune că trebuie să știi ce faci cu copilul tău, cum îl îndrumi, nu? Că pentru că fiecare copil pleacă de la bază cu o nevoie de îndrumare. Da? Și se spune, sunt multe programe și programe care sunt bine poziționate în piață și care sunt susținute și promovate și vândute și în care se spune că primul pas pe care l-ai de făcut este să stabilești foarte clar ce dorești la copilul tău. Copilul tău, dacă tu nu știi ce-ți dorești la copilul tău, copilul tău o să ajungă într-o postură în care o să meargă într-o direcție, ori într-o direcție, ori în alta, adică nu o să aibă nicio direcție niciodată. Cu alte cuvinte, tu ca și părinte ai responsabilitatea să trasezi granița, zona lui de dezvoltare, da? Adică să-i spui foarte clar ce vrei tu, să știi foarte clar ce vrei tu de la copilul tău și să-l ghidezi către ceea ce vrei tu de la copilul tău. Da? Asta în momentul în care societatea rămâne la fel pentru o perioadă de timp destul de îndelungată, să fie o societate normală, dar cum la noi este așa, când sus, când jos, când se întâmplă toate lucrurile astea, cum mai poți să ai baza familiei care nu mai este familie, cum mai poți să ai școala care nu mai este școală, cum mai poți să ai, că și desenul animat, și iartă-mă că te-am întrerupt, și desenul animat îți arată câtă agresivitate, că e vorba de bătaie, până și clasicul Tom și Jerry, acolo e lupta aia între pisică și șoricel, e tot o luptă.
cum mai poți să mai știi ce să-i ceri copilului? Nu e o luptă, e o competiție. Sistemul competițional este un sistem în care trăim. Doar că, să ne întoarcem un pic, ca să punem bazele, să vedem despre ce este vorba. Okay. Dorim, dorim la nivel, la nivel de parenting și e foarte mult susținută ideea că ai nevoie să ceri copilului tău, adică să definești foarte clar direcția de orientare a copilului tău. Da? Adică tu la ce te gândești? Ai un copil. El nu are capacitatea de gestiune a informațiilor, nu are capacitatea de gestiune a emoțiilor, nu are o direcție, nu are un sens, el nu are experiența ta, nu are viziunea ta socială. Da? Să zicem, tu, Gina, ai un copil. Da? Tu ai trecut prin viață, ai experiențe, te-ai întâlnit, ai avut tipuri de relaționare, ai fost în școală, în general, ai fost în liceu, ai fost în facultate, ai lucrat, ai întâlnit fel de fel de oameni, ai avut fel de fel de experiențe care te-au făcut pe tine să vezi viața într-un fel. Da? Corect. Viziunea pe care tu o ai este mult superioară din punct de vedere al relaționării, al capacității de a gestiona informații din planul ăsta de manifestare, superioară cui? Celui care vine copilului. Nou. Da? Pentru că el e nou, are nevoie de ghidare. Și atunci, parenting-ul ce spune? În momentul în care ai un copil, ce ai de făcut este să delimitezi foarte clar și să trasezi foarte clar care este direcția lui de dezvoltare. Ce îți dorești tu de la copilul tău? Nu? Și atunci, să zicem, și acum o să scrie mai multe elemente pe tablă. Te rog. Da? Și ce anume, o să definim ce anume aștepți de la copilul tău. Eu am vrut să înveți. Așa. Unu. Hai să, așa, ce-ți dorești tu? Să zicem, ai un copil și o luăm ca model ca fiecare acasă, fiecare părinte acasă să-și facă, uh-huh. Să-și facă acest grafic. Acest grafic, așa. Ce-ți dorești tu? Ok, ai un copil. Ce ai dorit tu ca copilul tău? Să învețe bine, să învețe carte. Să învețe carte. Așa. Carte bine. Da. Așa. Ce obține un copil care învață carte bine? Tot ceea ce învață în școală este folositor în viitor. Sunt de acord, dar ce obține efectiv? Care este starea pe care o obține un copil care învață carte bine și tot ceea ce învață în școală este folositor în viitor? Cultura, în primul rând. Cultură. Și îmbogățește automat inteligența. Ok, deci câștigă cultură. Ce mai câștigă? Deci creează inteligența în funcție de, evident, ce dezvoltare inteligență. Așa. Dezvoltare inteligență. Așa. Ok. Ce-ți mai dorești la copilul tău? În afară de școală, să fie un om care să-și respecte, să iubească și să-și respecte semenii. Să iubească. Să respecte. Semenii. Asta fiind vorba de cei de lângă el. Iar în ceea ce îl privește, ceea ce am făcut eu cu Andrei, l-am învățat să se iubească pe el și să țină cont întotdeauna de ceea ce își dorește. Să se iubească pe el. Să țină cont, cum ai zis, să țină cont... De ceea ce își dorește. De ceea... Să fie atent la ceea ce își dorește. Ce își dorește. Așa. Dacă scriu mai urât, îmi cer iertare. Nu e nicio problemă. Așa. Ce mai dorești de la copilul tău? Ok, ai un copil, da? Ai nevoie să-i direcționezi, să zici, ok, copilul meu îmi doresc să ajungă undeva. Fiecare părinte are o speranță legată de copilul lui. Unde să ajungă copilul? Ce să fie copilul? Ce să devină copilul? De ce? Pentru că societatea este cum este, se modifică cum se modifică și atunci ce-ți dorești tu ca copilul tău? Să devină. Să devină. Eu i-am pus lui Andrei variante, pentru că lucram în televiziune, l-am adus în televiziune, l-am întrebat dacă îi place ceva. Ok, lasă-l pe Andrei. Un vorbesc copil. În general, adică așa, vorbesc despre copil. Mine, ținând cont de faptul că eu l-am crescut pe Andrei singur, adică n-a avut tată. Așa. De aici, tu ca vorbesc. Părinte. Eu ca părinte, hai da. Hai să o extindem un pic, să nu particularizăm. Să-și aleagă ce vrea să fie în viață. Deci, din punctul meu de vedere, să are liberul arbitru să-și aleagă ce vrea să fie în viață, ce vrea să devină. Ce, ok, și atunci ce-ți dorești tu pentru copilul tău? Să fie un om integru, evident. Să fie integru. Și prin asta, automat, ceea ce va deveni în viață. Nu știu, meseria care și-o va alege. Unul poate vrea să fie aviator, altul poate vrea să fie
arhitect, nu știu ce, fiecare ce vrea. Să-și aleagă singur ce vrea să facă. Da. Ce dorește? Să devină, nu, ca meserie, nu? Să fac. Așa, alta. Păi nu mai știu. Haide. Ai bucuria de a fi aici. Să fie... Ce-ți dorești pentru el? Ok, uite-te la el. El e mic, da? Sau are o anumită vârstă. Are de parcurs o anumită... un drum în viață. Drumul pe care o să-l parcurgă el, tu deja l-ai parcurs. Da? Tu, în mare parte, în mare, le-ai parcurs, da? Adică ai trecut prin anumite etape. Tu poți deja să vezi înainte ceea ce ar putea să se întâmple cu copilul tău. Ce-ți dorești de la el? Să învețe din greșelile altora și să nu pățească el ce au pățit alții. Să învețe din greșelile altora. Deși așa. Știm cu toții că fructul oprit e cel mai dulce. Așa. Oprit de cine? Cum? Fructul oprit. Păi Adam și Eva n-au mușcat din măr. Deși le-a spus să nu... Dumnezeu le-a spus să nu... Acum depinde ce înseamnă măr. Am spus fructul oprit e cel mai dulce. Adică ce ți este interzis, la aia te duci, nu? Că vrei să vezi de ce ți se interzicește. Duci acolo să vezi de ce, care e motivul pentru care mi s-a interzis să bag degetele în priză. Și mă duci, bag degetele în priză. După ce m-am corentat, știu că a doua oară nu mă mai duc acolo. Bun, mergem mai departe. Ok, ce îți mai dorești de la copilul tău? Nu mai știu. Nu știu, știu că atunci știam, acum nu mai știu. Păi acum, dacă ai un copil, da? Ai o anumită vârstă. Hai zice, mai 30 și ceva de ani. Îl protejez. Nu, ce-ți dorești pentru copilul tău? Să fie protejat și e protejat de mine, să fie protejat, să-l învăț să fie credincios, să-l învăț să fie, aibă credință să fie în Dumnezeu, că asta este printre primele. În momentul în care a spus să iubească și să respecte, m-am gândit evident la faptul că există Dumnezeu și Andrei chiar a fost un copil credincios. Până la un moment dat. Așa, mai departe. Nu mai știu, mai spune tu. Eu nu. Eu vorbesc de care este viziunea ta despre ce-ți dorești la copilul tău. Dacă ai avea un copil. Uite, cel ajutorul Lumuții, care colegul meu, are un copil. Să înveți să discearnă singur. Să înveți să discearnă singur, spune. Da. Să discearnă singur. Ok. Singur? Să facă diferența între? Să facă diferența între lucruri și între bine și rău. Să facă. Între lucruri. Să aibă păreri. Să... părere personală? Da, opinii, nu? Despre asta vorbeai, opinii, da. Să gândească logic, nu mecanic. Să învețe să gândească logic și nu mecanic ca la școală, spune colegul meu. E o opțiune. Dacă ți se dă voie să mai gândești liber. Așa, altceva. Hai că de-abia ne-am încălzit. Nu știu. Cei care fac acasă, recomandarea mea să scrie prima dată, înainte să facă orice, să scrie 50 de lucruri. 50. Noi facem 25, ca să fie mai simplu. Cât timp mai avem? Mai avem, da. Nu e vorba de timp, e vorba de, mă gândesc că l-am învățat pe Andrei și cred că fiecare părinte își învață copilul să aibă grijă de sănătatea lui. Deci să aibă grijă de el, de sănătatea lui. Și asta prin felul în care se alimentează, pentru că de noi... el. Da, și sănătate. Sănătatea lui. Și mai ales prin ceea ce mănâncă, ținând cont de... O să dau mai sus, că sigur nu se vede jos aici. Mai departe.
Să aibă grijă de ce, să fie atent la ce mănâncă. În alimentație, da. Să fie atent la alimentație. La alimentație. Altceva? Să fie atent cu cei din jurul lui, să din ce perspectivă? Din perspectiva anturajului. Să fie atent la anturaj. Din ce perspectivă? La ceea ce spunea Muții, să aibă discernământ, să facă discernământ între ce e bine și ce e rău. Aici e... Adică anturaj bun, rău, da? Da. Așa, altceva. Hai, dacă ne mai ajută platou. De multe ori, cel puțin, gândesc. În viață vrei ca tu, copilul tău, să nu facă greșelile care le-ai făcut tu, copilul tău să fie un om în viață și să ajungă ceea ce poate tu ai vrut și n-ai ajuns? Și din perspectiva asta, cum o formulăm? Nu știu. Hai să vedem. Cum o formulăm? Eu mă uit în platou, poate ne ajută cineva de acolo. Să-i placă sportul. Să-i placă sportul. Gândindu-se Muții că ar fi vrut să ajungă un sportiv, nu? Așa. Să-i placă sportul, spune Muții, da. E. Sportul este într-adevăr un mod de viață, dacă vrei. Ce-ți mai dorești la copilul tău? Ok, imaginează-ți că copilul tău are o perioadă de câțiva ani în care stă în relație cu tine. Doar câțiva ani. După care, tot ceea ce tu oferi în perioada respectivă este baza lui de plecare. Da? Mai mult, ai doar câțiva ani în care să-i sădești anumite direcții care sunt relevante pentru dezvoltarea lui din perspectiva ta. Ce mai dorești de la copilul tău? Ce anume dorești ca el să înțeleagă astfel încât atunci când pleacă din zona lui de pregătire, adică din relația cu tine, și pleacă în lume și începe să interacționeze cu lumea din perspectiva lui, singur sau împreună cu alții, să știi că sigur este ok. Vezi tu acum, Alex, îmi pui o întrebare la modul în care ar trebui să fie, cum văd eu, să vadă și el, pentru că, practic, noi ca părinți așa vedem lucrurile. Dacă eu văd lucru că e bun așa, trebuie să-l vadă și copilul meu că e bine așa. Dar poate binele meu nu este binele lui. Așa. Și atunci are liberul arbitru să-și aleagă. Nu pot să-i impun anumite lucruri. Ok, mai și ales... atunci ce-ți dorești tu pentru copilul tău? Am spus mai devreme vis-a-vis de chestia asta, ca să aibă discernământ și să-și aleagă singur, având liberul arbitru separat. Să-și aleagă. Ok, asta am înțeles. Am scris-o mai devreme. Mai păi legat de asta. Sunt de acord. Ce-ți mai dorești? Astfel încât în momentul în care a plecat de lângă tine... Să se descurce singur, să fie pe picioarele lui, să descurce singur și în mod special să... Să nu calce liberul arbitru al nimănui. Este foarte important. Adică multe poți să faci în viață, dar să nu faci rău nimănui. Să nu calci liberul arbitru al nimănui. Acum depinde ce înțelege fiecare prin bine și rău. Așa, următorul. Hai că mai avem vreo 5 sau 6 sau 7. Da, să nu calci și să nu faci rău nimănui. Așa, ceva, o afirmație, să nu fie o negație, să nu faci rău, adică să... Să faci doar bine. Să faci doar bine. Ce-ți mai dorești pentru copilul tău? Să fie un om darnic. Și așa a fost. Să fie harnic. Harnic, uite, da. Harnic, curat, evident, să fie să-și păstreze, să-și respecte corpul, să se respecte pe el prin...
să-și iubească corpul. Respect să-și iubească corpul. Dacă am trecut de 25, spune. Da, ținând cont din interior și exterior, vorbind acum. Adică da, a fi curat, a te spăla, implică unele. Hai, mai avem loc de 3. Încă 3 cele mai... Așa ca un final din asta, știi, ca la operă. Și se termină. Să fie un părinte exemplu. Să fie un părinte exemplu, asta îți dorești, da? Să fie un părinte exemplu. Din ce perspectivă? Adică ce înseamnă exemplu? Exemplu din ceea ce privește educația pe care o dă copilului său. Ok, și legat de asta, ce înseamnă să fie un părinte exemplu din perspectiva asta? Să fie un soț corect. Un soț, soție corectă. Așa. Să aibă un comportament decent în familie și în societate. Și evident să fie un părinte iubitor. Nu în ultimul rând, asta trebuia pus pe primul plan, dar... Bun. Bun? Bun. Așa, și atunci? Hai să vezi câte îmi tai de aici. Cum? Câte îmi tai de aici, ia să vedem. Eu o să le tai? Da. Nu e scopul meu. Bun. În momentul în care vorbim de... O să dau două pagini, explic ceva și după ne întoarcem aici. Da? Vorbim de că fiecare copil are o linie din care provine. Da? Și vorbim de faptul că un copil are o mamă, are un tată. Da? Și vine copilul. Copilul intră într-o relație cu un partener și împreună creează ce? Un alt copil. De. Să zicem că tu ești copilul aici, da? Asta da. Aici e Gina. Și aici este copilul despre care vorbeam mai devreme. Adică după ce fiecare din cei de acasă își facă lista, ce își doresc pentru copilul lor, că așa spune regula, așa spune cererea aceea că fiecare părinte, în parenting, fiecare părinte ar fi relevant să știe ce își dorește la copilul lui. De ce? Pentru că dacă tu nu știi ce își dorești la copilul tău, cum o să știi să-l ghidezi, nu? Cum o să știi să-l direcționezi? În momentul în care tu ai plecat în viață, ai plecat din momentul în care spermatozoidul cu ovul s-au întâlnit, 9 luni în burta mamei, după care ai avut o anumită experiență și ai ajuns la o anumită vârstă, da? Vârsta X ani. Da? Copilul tău, la fel, 9 luni, după care ajunge la un Y ani. Se presupune că anii pe care tu i-ai, în raport cu anii pe care i-are copilul, diferă și ăsta îți dă o perspectivă diferită asupra vieții. Cu alte cuvinte, nivelul tău de experiență este mult mai mare, te-ai întâlnit cu mult mai multe situații, motiv pentru care ai capacitatea să știi ce este relevant și ce nu este relevant în drumul tău. Și atunci, pe baza acestei diferențe de experiență, de ani de experiență, se emite această cerință ca să te gândești foarte bine și să încadrezi foarte bine cam ce îți dorești tu de la copilul tău, adică care sunt așteptările tale, care sunt voințele tale legate de copilul tău. Partea interesantă care este? În momentul în care tu te-ai întâlnit cu partenerul tău, care este domnul, cum se numește, împreună ați creat un copil care este 50%, să zicem, prezența tatălui, linie tatălui, 50% din linia tatălui reprezintă 100% linia tatălui, da? Adică moșenește întreaga linia tatălui și aici este 50% din linia mamei, adică 100% linia mamei, da? Ce spuneam la primele... Da. Așa, plus partea lui de copil. Partea lui de copil care este? Prezența ta adevărată din interior, da? Și atunci, copilul
O să-l duc un pic mai jos, o să-l schițăm un pic și ca să înțelegem un lucru. Ăsta e copilul, ăsta este aportul lui, ăsta e aportul lui. După care vine aportul mamei, sau aportul tatălui, să zicem, hai aportul mamei, ca să fie așa, și a venit și cu aportul tatălui, da? Peste. Cu alte cuvinte, ăsta ar fi 100% linia tatălui și ăsta este 100% mamă. Linia mamei. Da? Iar ăsta este 100% copilul. Linia copilului. Cu alte cuvinte, înainte să se nască, copilul a venit de undeva, cu un aport personal propriu, cu adevărata lui identitate. În momentul în care un părinte naște un copil, îl crește în ce manieră? În maniera modului în care tu ai fost educat în perioada asta, da? Ai fost educat într-un fel, după care ai viețuit în anumite, ai trecut prin tot felul de experiențe, ai învățat tot felul de lucruri și în momentul în care tu ai propriul tău copil, ce o să faci? O să duci în relație cu el tot ceea ce tu ai devenit, tot ceea ce tu ai învățat, plecând de la baza pe care ai primit-o, da? Nivelul subconștientului pe care l-ai preluat de la părinții tăi și tot ce ai învățat. Fiecare dintre părinți face asta în raport cu copil, și cu mama, dar și tata. Da? În momentul în care ne gândim la copil, spunem, îmi doresc pentru copilul meu ca el, atenție, dorințele tale, astea sunt doar dorințele tale, da? Și împreună cu Platou, dar ne gândim faptul că sunt două contribuții la ceea ce îți dorești pentru copilul tău și observăm că la nivel de familie mama își dorește ceva, sunt dorințele mamei, așteptările mamei. Tata își dorește altceva. Și vine și tatăl și vine și el cu dorințe, așteptări. Uh-huh. Da? Dar atenție, în momentul în care dorința asta și cu dorința asta sunt identice, este ca și cum dorim același lucru de la copil și amândoi suntem focalizați ca copilul să urmeze o anumită direcție și îl susține pe copil să îl urmeze o anumită direcție pe care noi știm că este bună. Noi știm că este bună, da? Noi știm împreună. Da. Păi uneți doi, puterea crește. De ce? Împreună? Adică deja avem o unitate de lucru în raport cu copil. Dacă ceea ce mama își dorește pentru copil diferă de ceea ce dorește de ceea ce își dorește tatăl, noi știm, dar nu mai este împreună, ci este separat. Uh-huh. Da? Asta ce înseamnă? Că copilul va primi două ghidări. Mai avem timp? Da. Da. Copilul primește două ghidări. Una, când copilul este în relație cu mama, o primește direcționarea după ceea ce mama știe, care ar trebui să fie drumul, ce își dorește ea de la copil, și mama vine în relația cu copilul și oferă un anumit tip de viziune despre viață, un anumit tip de comportament, o anumită perspectivă asupra vieții, după care vine tatăl și oferă, când are el timpul lui de stat cu copii, oferă cealaltă viziune. Uh-huh. Ce ar trebui să devină copilul, cum ar trebui să facă, unde să se ducă, ce să facă și vedem tot felul de sfaturi care vin. Să fie doctor, să fie și fiecare părinte vine cu modelul lui. Okay. Da? În momentul în care ne uităm la aceste două tipuri de comportament, nu facem altceva decât să înțelegem un lucru. În momentul în care mama se uită la copil, se vede pe sine. În momentul tatăl când se uită la copil, se vede pe sine. Tot ceea ce îți dorești pentru copilul tău, este de fapt tot ceea ce îți dorești ție. Adică, ce vreau să spun asta? Că retrăiești viața prin copilul tău. Pentru că tu ai ajuns la o anumită vârstă, ai anumită experiență. Ceea ce îți dorești de la copilul tău este de fapt ceea ce îți dorești ca tu să trăiești după ce ai trăit atât de mult. Și să retrăiești viața prin copil, nu? Cu alte cuvinte, în loc să te gândești la copil, te gândești la tine. Te gândești de fapt numai la tine. Și atunci, toate proiecțiile pe care le-am făcut asupra copilului, și tu ai fost finuță, sunt cazuri în care se spune foarte clar ce a trebuit să facă, ce facultate, da? Adică știu foarte clar de când se naște ce o să devină copilul. Să învețe carte bine, adică să aibă cultură, să-ți dezvolte inteligența, e ceea ce îți dorești pentru tine, adică să poți să lucrezi, să-ți faci timp și să-ți dezvolți partea asta. Este dorința ta pentru tine. Să iubească, să-ți iubesc semenii mai mult. E dorința ta pentru tine.
să respecte semenii, dorința ta pentru tine, să se iubească pe el, să înveți să te iubești pe el, este dorința ta ca tu să te iubești mai mult, să ții cont de ceea ce își dorești. Să ții cont de ceea ce îți dorești și să nu mai treci peste ceea ce îți dorești tu cu adevărat despre tine. Să fii integră. Integră cu tine, integră cu ceilalți. Dar în primul rând integră cu tine. Singurul, cel mai mare drift în noi sau cea mai mare ruptură este să fim integri cu noi. Cu alte cuvinte, dacă noi știm ceva, acel ceva să fie adevărul nostru și să nu-l depășim. Să-ți alegi singură ceea ce îți dorești și ceea ce faci. Să nu mai aleagă alții pentru tine. Asta îți dorești tu pentru tine. Să înveți din greșelile altora. Ce îți mai dorești este să fii credincioasă. Să crezi în Dumnezeu. E ceea ce îți dorești tu pentru tine. Să discerni singur. Da? Ce își dorește ori tu, ori... Să facă diferența între lucruri. Da? Cine zicea cineva din platou. Așa își dorește pentru el, să poată să facă diferența între lucruri, să facă diferența între bine și rău, să aibă propria lui părere. Așa își dorește, să aibă propria lui părere ca și părinte. Să învețe să gândească logic. Asta îți dorește, să învețe să gândească logic. Nu, tu neapărat e cineva din patru. Să aibă grijă de el, de sănătatea lui. Asta îți dorește pentru tine, ca să poți să ai grijă de tine și de sănătatea ta. Merge, nu. Nu mai avem timp. Să fii atent la alimentație, să fii atent la anturaj, să fie dacă este bun sau rău. Să-ți placă sportul, adică să te apuci de sport. Să stai pe picioarele tale, ca să nu mai stai într-o relație de dependență și ai nevoie să vezi unde stai acolo. Să se descurce singur, să nu încalci liberul arbitru al nimănui, să faci doar bine. Păi dacă ai spus tu lucrurile astea... Eu n-am spus. Nu, acum tu explici în această emisiune, că suntem deja pe final... Ceea ce am spus eu aici sunt valabile pentru mine și nu pentru copilul meu. Păi cel de acasă care face de acum nu să vă mai gândi ce își dorește pentru copilul lui, ci își va da seama că de fapt își dorește el. Super. Scopul pentru care am făcut acest lucru, să-și respecte corpul, să-și iubească corpul, să se iubească pe el, să fie un părinte exemplu, adică un soț-soție corect în raport cu el în primul rând, după aia în raport cu celălalt. Să fie să aibă un comportament decent în familie și în societate, să fie un părinte iubitor. Aceste nevoi sunt nevoi pentru noi și nu are nicio legătură cu copilul. Tot ceea ce dorești altuia, de fapt îți dorești ție. Dacă tu dorești răul altuia, de fapt îți dorești răul ție. De ce? Pentru că înseamnă că nu te valorizezi suficient de mult sau nu te vezi suficient de mult sau te pedepsești. Dacă vrei bine altuia, înseamnă că îți vrei binele tău. Și atenție, în momentul în care, și asta este o, din perspectiva mea, este o păcăleală, este luat pe partea asta sistemul, anumite elemente din parenting au nevoie să fie cadrate altfel ca să fie înțelese cu adevărat. În momentul în care tu îți dorești ceva de la copilul tău, ajungi să-i direcționezi viața ca el să trăiască în locul tău. Și este cea mai mare durere și suferință pentru un copil. Așa că dacă întâlniți în programe de parenting această manifestare sau această cerință, dați-vă voie să faceți o listă cu tot ceea ce vă doriți pentru copilul vostru. Și după ce ați făcut o listă cu tot ceea ce vă doriți ca copilul vostru să devină, de fapt este ceea ce vă doriți pentru viitorul vostru, dar vă este frică să trăiți. Sau vă este frică să vă asumați. Sau vă este frică să vă transformați viața și să vă ieșiți din zona de confort, de ghidarea celorlalți către ceea ce este bine și să-ți dai voie ca tu să mergi la cel bine. Îmi pare tare rău, ar fi minunat dacă timpul ar fi un pic mai pandat așa și să... Dar nu-i nimic, ne oprim acum, Alex, ne oprim aici și începem emisiunea următoare cu același subiect ca o continuitate. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Atenție și la ceea ce a spus Alexandru. Mie, într-un fel sau altul, sincer, am o vârstă în care nu mă mai pot gândi la ce am spus eu aici pentru mine, pentru că am depășit vârsta aceea, dar este valabil pentru cei care se uită, pentru cei care văd și pentru cei care este așa un semnal de alarmă, de semnul exclamării, de semnul întrebării, de pur și simplu fiți atenți. Să nu uiți că momentan copilul tău e mama ta. Copilul meu e mama mea. Da, mama mea. Și atunci tot ce îți dorești pentru mama ta, de fapt îți dorești pentru tine. Da, mulțumim foarte mult, Alex. Mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu uitați, dați share la această emisiune, răspândiți-o să meargă informația și uitați-vă la această emisiune în ordinea înregistrărilor ca să înțelegeți despre ce este vorba. Vă urăm un weekend minunat, să fiți sănătoși și să vă iubiți. La revedere! La revedere!